Salutare tuturor, eu sunt Nick și bine v-am regăsit la un nou episod pe canal. Bă, fraților, înainte să închideți, am de zis ceva foarte tare, mă rog, foarte tare, un subiect așa care, nu știu, mă pasă gen pe mine sau, nu știu, am zis, bă, hai să-l spun și astăzi, bă, știu că s-a blocat CS-ul, mi-am dat volum mai încet, că n-am chef să aud de porcării pe aici. Facem surf, serverul cred că o să-l avem în descriere, dacă vă place, nu știu, dacă strângem și noi 200 de like-uri, să avem serverul în descriere, dacă nu, pe unde trebuie să mă duc, ok, pe aici. Holy shit, n-am mai jucat mapa asta în viața mea, deci nu mă criticați și na. Bă, vreau să vorbesc un pic de faza asta, că de ce snicuți un disperat de vizor sau mă rog, cum ar mai o fac, bă, d-abia văd, un disperat de vizor sau chestii de genul, un travestit homosexual, transexual care vrea doar vizor, un pedofil ce snicu, bă, glumeam, stai așa, bă, nu pot frate, nu-mi văd bine, nu bă. Bă, frate, eu consider așa, oh shit, am cam greșit-o pe asta. Eu consider așa, bă, care vrea se uită, care nu, nu se uită. În schimb, mai zicea lumea că, bă, că tu faci pentru tanul, că nu știu ce, că nu știu cum, bă, nu știu ce, că nu vrei să crești pe nimeni, că nu filmezi cu ăștia mai mici, că nu, bă, frate. Hai să zic o chestie, tu ăsta care tot zice asta, bă, hai să-mi dau căștile jos, bun. Așa, când abia am făcut duș și-mi stric freza. Că, bă, mă rog, chestia asta, mai zicea cineva că, uite, chestiile astea o să le abordăm, că faza cu eu și cu crescutul, fac, bă, chiar nu-s bun, nu știu, e târziu tare, scuze. Și fazele că eu nu ajut pe alții să crească, cum cresc eu și de ce fac eu acest, nu știu, malefic YouTube, dacă pot spune așa, bă, și-mi și prima oară. Bă, frate, eu îmi dedic timp YouTube-ului, da? Bă, frate, îmi dedic destul de mult. Sincer, da? Deci îmi dedic timp, nu știu, un episod de 10 minute și un thumbnail. Credeți-mă, fraților, că durează. Bă, ce urât am jucat-o pe asta. Și un thumbnail, credeți-mă, că durează. Mai zicea unii că, bă, că, bă, Sniculeț, bă, că tu așa, că tu cu thumbnail-urile tale, că doar vizuri. Bă, frate, eu îndrum pe toți, da? Pe toți cei care zic asta, să-și facă thumbnail-uri de astea ca ale mele, frate. O, oh, fac. Nu știam că e pe acolo. Că, bă, crede-mă, după câteva minute, nu, după câteva dăți de când o să-și facă thumbnail-uri, nu o să mai vrea, crede-mă, pentru că e muncă în spatele unui thumbnail, da? E ca o chestie de marketing, frate, adică fac. Încearcă tu să faci un thumbnail de la să vezi cât stau și după mai vorbim, frate. După mai vorbim. Să fie și gen reușit, adică așa, decât să pun un emoticon. Nu, frate, îți gândite, bă, unde pui titlul, unde pui episodul, unde pui nu știu ce, bă, îți gândite, da? Și da, aș vrea să-mi spun, au, și cum am avut așa de puțină viteză? Mă rog, bă, și acum faza cu dedicatul timpului cu YouTube, bă, îmi dedic destul timpul, da, am vorbit acum despre asta. În schimb, știu, mai zicea cineva că, bă, cum crești așa repede? Bă, pot să zic că cresc repede și cresc greu în același timp, pentru că aș crește mai repede dacă m-aș ocupa mai mult, gen, funny moment-uri, chestii de genul, în schimb, îmi pare rău, nu pot să editez. La momentul de față, placa mea video și procesorul nu țin absolut deloc. Deci eu dacă vreau să fac un edit, trebuie să mă întind o săptămână. Da, asta ar fi prima scuză. Da, prima fucking scuză. După care, timp momentan nu prea mai am. De asta aștept să vină vara. Cu venirea verii și cu sosirea noului calculator, credeți-mă că o să editez foarte mult. Pentru că în Sony Vegas stau o grămadă. Adică gândiți-vă la vlogul ăla cu fratele meu. Am stat fucking o grămadă pentru că până cu tot cu editul și cu asta am stat o fucking grămadă de timp, pentru că e mult, știi, dacă vrei. Pentru că eu pot să zic că am crescut mai mult din amuzamentul ăsta, din, pot să spun, adevărul pe care le ziceam, de subiectele pe care le abordam, pentru că pe mine eu sunt mai verde în față și nu știu, mă cam doare în fund de ce zic alții. Uite, iar aici am avut puțină viteză. Nu stau bine, mă cam mi-am făcut patul și nu mai stau pe scaun și e prea jos. Da, și că na, mă, că snicut vezi că e nu știu cum, că vezi așa. No, frate, oricum mă doare prea puțin, mă, îmi pasă mie de ce zic alții. Că băi, snic, vezi că te-o luat aia la abonați. Băi, stai așa să zic ceva. Puțin îmi pasă, fratele meu. Doamne, păi ce am făcut, doamne, așa de puțin îmi pasă. De nici nu-ți dai seama, frate, cum îți pa la cât de puțin îmi pasă. Aoleu. Da, mă. Asta ar fi una dintre chestii și oricum v-am zis cu venirea nouului, pentru că eu, bă, eu am așa program.
Am ăsta, ziceți să-i zic, bă, dacă mă urcam un pic mai sus, am Premiere Pro, da? Nu prea știu să lucrez foarte bine în el, dar un video de 5 minute îmi ia mult tare, îmi ia mult tare, crede-mă. Mai am Cyberlink-ul. Cyberlink-ul meu, nu știu ce problemă are, dar se închide de fiecare dată. Orice versiune, bă, eu nu pot să edite, se mișcă prea greu. Ce mai am? Sony Vegas-ul. Sony Vegas-ul mănâncă, bă, din placa video și din procesor. Și ale mele veterane, frate, placa video și procesorul sărace de Doamne, bunici ăștia de acum, străbunici. Și de asta nu mai țin nimic, nici de un render, adică eu, gândiți-vă, și în Cyberlink când așteptam, acum nici nu știu cât mai mănâncă foarte mult și cum s-o cam dus chestiile mele, cam gata treaba cu, vai de capul meu, cu procesorul și placa video, mă rog, e fucked up, da, asta e. Nu prea am ce să fac. E dusă treaba. Așteptăm acum să vină vara. Să pot să... O să editez cu ce o să-mi iau acolo. Că o să-mi iau o chestie pe care o să mă țină mulți, 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 mulți ani. Și o să fie foarte bună și o să fie foarte tare. Vreau să-mi iau calculatorul ăla ca să nu mai am probleme cu calculatoarele mult timp. Da? Și o să fac chestii mai șmecheri, o să mă apuc de edituri, de... Că nu o să mai pun eu acum, nu o să mai pun cum fac acum gen videoclipurile să... Mamă, ce prost a mers asta. Cum fac eu acum videoclipurile doar așa, bă, vedeți, adică, bine, eu filmez doar ce e amuzant, adică dacă vă uitați, dacă v-ați uitat la tot video, ați vedea că ați râde. În schimb, altceva e, într-adevăr, când vezi că e de ăsta montaj, mă rog, făcut cum trebuie și chestii de genul, da, într-adevăr, recunosc și eu că nu, așa se crește pe YouTube. Mă rog, că ziceau alții că, bă, vezi că alții cresc mai repede ca tine, prea puțin îmi pasă. Deci de chestia asta, prea puțin îmi pasă. Bă, nu-mi iese deloc. În schimb, cam asta e. Vreau doar să nu zic că la vară o să mai fac, sau cu grămadă de lucruri speciale și faine. Bă, oricum, cam asta au fost și altele nu-s. Pe data viitoare și nu știu. Pa, bă.